un dă verde de la CNI pentru un nou stadion în Zăvoi. Primarul Mircea Gutău a anunțat miercuri la sfârșitul ședinței extraordinare a Consiliului Local că stadionul municipal Râmnicu-Vâlcea va fi demolat, iar pe același amplasament se va face un stadion nou. Asta după ce edilul șef a fost informat că primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea a primit undă verde pentru includerea în portofoliul Companiei Naționale de Investiții pentru anul 2020 a proiectului de construire a unui nou stadion pe locul celui existent lângă parcul Zăvoi. A fost informat că a fost prinsă pe lista de investiții la CNI, stadionul din municipiul Râmnicu-Vâlcea. O veste desperată și cred că BCR trebuie să fie extraordinar. Cu primul de va veni de nou spre aprobare. Deci, noi atunci când am aprobat, am aprobat modul de utilizare. Mi s-a spus, a fost prinsă ca și construcții totală. Construire. Obligația nu e aprobată. Deci, noi trebuie să avem obligația să dăm terenul liber. Deci va trebui să ne obligăm să demolăm totul la zero, iar pe același amplasament să facem stadion nou. Municipalitatea a transmis în cursul lunii trecute către Compania Națională de Investiții ultimele documente solicitate, printre care s-au numărat hotărârea Consiliului Local numărul 77 din 28 martie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent documentației tehnice pentru obiectivul reabilitare complex sportiv 1 mai din municipiul Râmnicu-Vâlcea, județ Vâlcea, certificatul de urbanism emis în 20 decembrie 2018, studiul de fezabilitate, cel geotehnic și expertiza tehnică. Viitorul stadion va avea 8500 de locuri, pistă de atletism și va fi amplasat între două parcuri, vechiul parc Zăvoi la est, iar la vest parcul Știrbei Vodă, al cărui proiect se află la acest moment în faza de contractare pentru o finanțare nerambursabilă la Agenția de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia.